Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Cucu și vă invit la un interviu cu deputatul Stelian Ion, președinte USR Constanța, fost ministru al justiției și candidat la primăria Constanța în 2020, posibil și în 2024. Bine ați revenit la Focus Press. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Mi-a plăcut capcana pe care mi-ați invitat. Candidat? La primăria Constanța. Candidat la primărie. În 2020. Așteptând, așa a spus. În 2020, posibil și în 2024. Discutăm și despre asta, dar aș vrea să începem cu o discuție scurtă, dacă se poate să ne încadrăm așa în timp, despre activitatea parlamentară, da. Pentru că sigur că trebuie să știe constanțenii ce ați făcut în Parlament, după care să vorbim despre conjunctura politică, despre discuțiile care au loc, despre alianțe și, de ce nu, despre candidatură. Așadar, activitatea dumneavoastră, vă rog frumos, cu ce v-ați ocupat în Parlament, ce ar trebui să știe constanțenii că este important că ați făcut pentru ei? Este important să știe constanțenii că ieri am discutat în Camera Deputaților o moțiune simplă împotriva ministrului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, care a pierdut 142 de milioane de euro pentru constanțeni, bani din care puteam construi un spital, mama și copilul, spital de pediatrie și maternitate. Avem mare nevoie de un astfel de spital. Proiectul era unul într-un stadiu avansat. Din păcate, ministrul a tăiat din pix 6 proiecte în toată țara, totalizând peste 740 de milioane de euro. A pierdut acești bani, a renunțat la ei, fără să îl oblige nimeni, bănuiesc, doar pentru a face pe plac șefilor de partid, sacrificând în felul ăsta, iată, și interesul constanțenilor. Care a fost motivul principal pentru care atâta mare de vreme nu s-a construit niciun spital în Constanța? De fiecare dată s-a invocat lipsa banilor. Corect. Împrumuturi poți face teoretic, da? E sunt destul sume de mari. Dificil. Sunt sume mari. E destul de dificil să plătești dobânzi foarte mari, sunt niște condiții de îndeplinit. Dar bani pe tavă n-am mai avut Constanța, nu mai știu de când. 142 de milioane de euro. Ori chestiunea asta ne-a înfuriat foarte tare. Pe noi cei din USR și pe foarte mulți constanțeni, noi am recurs la mijloacele pe care le avem la dispoziție. Am mers la ministru, am cerut audiență, am făcut un protest în fața ministerului, am depus această moțiune simplă în care am pus pe hârtie toate neregulile legate de activitatea acestui ministru PSD-ist îngrozitor în fruntea Ministerului Sănătății. Acum este de văzut cum cred constanțenii că ar trebui abordată această problemă, pentru că eu nu pot să înțeleg cum poate fi votat un partid care dă asemenea exemplare rare, care își bat joc de oameni. Adică tu să votezi, să pui ștampila în dreptul PSD cu bună știință, gândindu-te că, iată, acești oameni au tăiat finanțarea pentru un spital în Constanța, atâta vreme cât este mare nevoie de asemenea edificii, care, bineînțeles, trebuie însoțite și de personal, trebuie dotate și așa mai departe. Dar știind lucrul ăsta, tu cum ai mai putea vota cu conștiința împăcată un astfel de partid? Sunteți în logica partidul? De campanie electorală. Sunt în cu logica acest... și dacă eram și dacă n-aș fi fost în niciun partid înscris, exact la fel gândeam și la fel le-aș fi spus care... prietenilor. Ok, nu... și soluția? Soluția este că acești oameni care și-au bătut joc 30 de ani, mai bine 30 de ani, de Constanța cu precădere, de toată țara, să-și mai iau o pauză. Iar constanțenii să fie foarte atenți. Da, în 2024 vor fi 4 rânduri de alegeri, să fie foarte atenți la ce s-a întâmplat în acest răstimp. Până una alta, pentru Constanța, Cristian Ghinea, USR, cabinetul din care am făcut parte în 2021, am întocmit un plan de țară
care viza dezvoltarea României cu multe miliarde de euro din PNRR, oamenii ăștia care au venit după noi, și acest plan includea unele investiții și pentru Constanța, iată, spital pentru Constanța, unii, cei care au venit după noi, PSD, PNL, au tăiat din pix aceste finanțări, spunându-ne, domne, trebuia să renunțăm la ceva, n-aveam încotro, pentru că așa sunt normele europene, acestea erau condițiile, dacă realizam niște rezultate economice mai bune, puțin mai bune decât cele estimate, trebuia să renunțăm la o sumă de bani. Dar de ce să iei tocmai de la sănătate? De ce să iei tocmai de la Constanța? E cumva Constanța unul dintre orașele privilegiate în țara asta? Eu nu cred. Cred că dimpotrivă. Suntem lăsați la urmă și din cauza conducătorilor, celor din administrație, liderilor politici care ani de-a rândul au avut niște prestații jalnice, nu s-au luptat în niciun fel și n-au făcut nimic pentru zona noastră, județul nostru, pentru orașul nostru. M-a mirat foarte tare să îi văd pe liderii PSD și PNL cum aplaudă măsura asta, din Constanța vorbesc. La Ciolacu nu m-a mirat să-și apere protejatul. El l-a pus ministru, e greu să recunoști că ai pierdut fonduri europene. Ei încearcă acum să-i păcălească pe români spunând, păi se vor face toate aceste investiții. Cu bani din altă, da, din altă parte. Știți că acest plan... Nu se știe dacă se vor putea obține acei bani, dar nu mai avem de a face cu bani gratuiți, adică primiți fără să trebuiască să returnăm absolut nicio sumă înapoi. Dacă vorbim de împrumuturi, se vor plăti dobânzi foarte mari și toate elementele devin incerte, de la termenul de finalizare a lucrării, la ce vreți dumneavoastră, până la urmă la certitudinea că se face. Nu mai e certitudinea că se face sau nu acel spital, pentru că noi în promisiuni nu mai credem, cred că niciunii dintre noi, pentru că au tot fost promisiuni de-a lungul timpului. Acum aveam ceva concret, aveam pe hârtie un plan și uitați-vă, m-a mirat foarte tare și atitudinea președintelui Consiliului Județean, care n-a criticat în niciun fel. Ar fi trebuit să iasă public și să critique această măsură. Ar fi trebuit să se ducă la Ministerul Sănătății și să-l convingă pe Rafila că s-a lucrat la Consiliul Județean, că nu au rămas în urmă cu licitația, cu proiectul, că sunt într-un stadiu... A avut o postare că este în stadiu avansat acest proiect referitor la acest proiect. După care a dormit, a muțit, n-a mai zis nimic. E rușinos, adică Ciolacu, adică Rafila, îți spun că ești incompetent, printre cei mai incompetenți din țară, și tu nu comentezi mai deloc, spui, doamne, nu eram în întârziere, dar nu e nicio problemă, că ne-a spus Ciolacu că se găsește o soluție. Păi una e să ai banii concret, sigur, 100% și să fie sume nerambursabile, să-i primești gratis, și alta e să ai doar o promisiune din partea lui Ciolacu că se va realiza un împrumut. Nu se știe când, nu se știe cum. Okay. De asta spun că e bătaie de joc la adresa constanțenilor. Și nu doar din partea liderilor de la București, ci și din partea celor din Constanța. Nici primarul Virgil Chițac n-a schițat absolut nimic, deși nu e în ograda lui din punct de vedere administrativ, totuși... Are și el așteptări de fond pentru niște fonduri. Da, ok, e alt proiect, foarte bine. Eu vorbesc de acest proiect. E un alt proiect care se întâmplă sau ar fi trebuit să se realizeze tot pe raza municipiului Constanța, chiar dacă este gestionat de Consiliul Județean. Nu e ca și cum n-ar trebui să-l intereseze deloc, pentru că e vorba tot de constanțeni. În primul rând, locuitorii acestui oraș, locuitorii județului, dar și cei din zonele alăturate, poate din Tulcea, poate din alte părți, ar fi beneficiat de acest spital. Dar eu nu înțeleg. Ar fi trebuit să aibă... De ce să aibă Virgil Chițac o reacție în legătură cu ce se întâmplă la Consiliul Județean atâta timp că cei doi nu mai sunt... Ce se întâmplă în Constanța și la nivel central, la nivel de politică central. Uneori primarii, când se iau niște măsuri care îi afectează
pe locuitorii municipiului, localității unde sunt primari, iau o poziție publică și o, măcar să fi schițat un gest. Nu spun că și reușea, dar este prieten cu domnul Ciucă, cu șeful PNL. Adică oarecare influență se presupune că ar avea acolo. Da, este interesant ce spuneți dumneavoastră, dar de parcă n-ați ști cum sunt jocurile în plan local și că sunt, s-au distanțat toți din PNL de ce se întâmplă la Consiliul Județean. Chit că este vorba de o chestiune care ne afectează pe noi constanțenii. Da, exact, se pot și urâ, e problema lor. Se pot critica public, își pot face orice până la urmă, treaba lor. Dar dacă este vorba despre soarta celor care i-au ales, ar trebui să lase la o parte diferendele astea, disputele astea între ei. Este politică. Și, păi e politică, dar politica înseamnă să faci lucruri bune, în primul rând, pentru cei care te-au ales, că asta le-ai promis. E ok să ai o dispută cu un adversar politic. Eu nu știu de unde și până unde ar fi domnul Lupu un adversar pentru domnul Chițac. Că s-au înțeles foarte bine, nu știu, să fie o dispută aici. Nu e dispută între domnul Chițac și PSD. Și atunci duceți discuția, deci duceți discuția unde vreți dumneavoastră, dar să revenim la... Am înțeles, domnul Rafila este un ministru groaznic. Îngrozitor. Da. Dacă vreți, ocupăm toată emisiunea numai cu nenorocirile făcute de Rafila la Ministerul Sănătății. Este un ministru îngrozitor, ați spus. Dar să știți că există critici și referitoare la domnul Ghinea în legătură cu planul dumnealui, că nu ar fi fost bun, că ar fi fost corectat. Dar nu, întrebarea nu doar era critici, o campanie întreagă de denigrare a activității USR-ului la guvernare. Planul PNRR nu e bun, din cauza USR nu se măresc pensiile, că a stabilit USR-ul nu știu ce prag de 9,4% din PIB pentru pensii și așa mai departe. Se laudă ăștia acum că au eliminat pragul ăla, o să vedeți că nu o să se mărească nicio pensie. În niciun caz nu se va atinge pragul de 9,4% în niciun moment, acel prag care era unul înalt, până la care avea mult, mult de parcurs. Erau de crescut pensiile foarte mult până la 9,4. Pragul acela nu a fost niciun impediment în niciun moment pentru a crește pensiile în România. Deci astea sunt niște minciuni, niște manipulări făcute pe bani foarte, foarte mulți, pe milioane de euro. Au făcut colegii dumneavoastră jurnaliști independenți niște investigații și s-a relevat la nivel central câți bani, câte milioane de euro se duc spre televiziunile acestea care au o mare parte de audiență și se duc pe astfel de campanii mincinoase, denigratoare. Repet, până una alta, PNRR-ul includa niște planuri bune, inclusiv pentru Constanța, iar acești incompetenți își bag joc de ele. Reamintesc și de modernizarea căii ferate Constanța-Mangalia. O chestie importantă, inclusiv pentru zona noastră. Și asta a fost. Se pare că se va renunța la acest proiect din PNRR. Nu vom mai avea de-a face cu acea modernizare. Se circulă cu 20-30 de kilometri la se oră. Pare că, așadar, se pare că, așadar, sigur. Dar întrebarea era ai zice că știm pentru că a spus comisarul european pentru transporturi acest lucru. Și mi-e greu să cred că vorbește fără să cunoască lucrurile. Și e un semnal de alarmă pe care îl trag, pentru că și în privința asta am făcut eforturi. Colegul meu, Cătălin Drulă, a pus acest proiect între cele care să fie finanțate din PNRR, pentru că trebuie să fie legat și sudul litoralului prin căi ferate moderne de restul țării. Nu poți să mergi cu 30 la oră, pentru că faci foarte să multe fac alte ore. Drumuri. Întrebarea era activitatea dumneavoastră. Dacă puteți pe scurt să trecem la celelalte subiecte în Parlament. Da, ce ați făcut pentru constanțeni? Mi-ați spus chestiunea aceasta cu Rafila, care într-adevăr este importantă cu spitalul. M-am concentrat pe acest subiect, am formulat încă din vacanța parlamentară interpelare către Ministrul Sănătății, pentru că tot în privința asta Constanța a fost lăsată de izbeliște.
Pe întreaga perioada sezonului estival, Serviciul Județean de Ambulanță Constanța, care este condus la Constanța, în toate țările, de manageri, de directori interimari, acesta are deficiențe majore în activitate. Nu amintesc neapărat faptul că a luat foc o ambulanță, deși poate nu e întâmplător. Felul cum se gestionează acolo lucrurile nu e tocmai în regulă. Dar vă reamintesc faptul că din 60 de ture pe lună, 7 ture nu sunt ocupate cu medici, nu au la dispoziție medici, adică personal de specialitate. Și atunci dacă ai nenorocul să nimerești pe astfel de tură, mai mult decât sigur că vei avea de suferit. Avem în Constanța, mai ales în perioada sezonului estival care s-a încheiat acum, avem riscuri majore de nec, de accidentări, sunt foarte mulți turiști care vin și pe lângă asta toate problemele noastre. Mai mult decât atât, în zona Băneasa este doar un echipaj de ambulanță și acolo a murit o persoană, nu de mult. A murit o persoană, înțeleg că se cercetează aspectul ăsta, dar faptul că este un singur echipaj acolo înseamnă că toată zona aceea a lăsată descoperită. Deci, v-ați concentrat pe partea de sănătate? Ați început să vă orientați către partea de sănătate? Pentru că erau sunteți cu justiție. Eu sunt cu justiția, dar erau subiecte cu impact emoțional legate de Constanța, nu, cu impact uman, dacă vreți. Pentru că nu poți să rămâi insensibil la lucrurile astea. Da, corect. Cred că am avut fiecare la un moment dat pe cineva apropiat care a avut o astfel de problemă, dacă nu chiar noi înșine. Și atunci nu poți să le ignori. Au întrebat unii, domnule, dar de ce ai abordat subiectul ăsta al spitalului abia acum? Nu l-am abordat abia acum, am mai făcut interpelări de-a lungul timpului pe subiectul ăsta, dar mi s-a părut îngrozitor faptul că avem bani, în sfârșit, după zeci de ani, pentru a construi un spital nou și noi ne batem noi, cei din PSD, acompaniați de peneliști, își bagă joc de acest proiect, promițându-ne că se vor face, nu se știe când, împrumuturi și așa mai departe. Mie mi se pare că trebuie să ne îndreptăm în perioada asta toată atenția spre acest subiect. Dacă ni se pare important, dacă nu spunem doar așa din vorbe că sănătatea e pe primul plan și că avem nevoie de astfel de spitale, okay, și în Constanța. Să știți că într-un alt interviu revenim la subiectul activității, pentru că trece timpul și v-ați focusat pe chestiunea cu spitalul și trecem la lucruri ce țin de viitoarele alegeri. La nivel național, un sondaj de opinie înțeleg că a dus la discuții pentru eventuale liste comune între PNL și PSD. Eu mă îndoiesc că vor putea face așa ceva, dar sunt discuții, preocupări în legătură cu AUR. Cum percepeți dumneavoastră acest partid și faptul că poate cauza griji în rândul PNL-PSD, ce au de făcut mai departe? Pe dumneavoastră nu vă îngrijorează? Mă îngrijorează situația și situația politică, da, situația politică derivă din cea socială. Când oamenii sunt foarte nemulțumiți de anumite lucruri, merg spre zona extremă, să spun așa. Partidul AUR este avantajat de la crearea lui și până acum a fost avantajat într-un mod subtil, mai mult sau mai puțin subtil, de PSD. PSD-ul îi convine să existe un AUR extremist, un AUR naționalist extremist, pentru că a fi naționalist nu este un lucru rău. De ce? Pentru că în felul ăsta își creează în mod artificial un pol, își creează alt adversar decât cel care exista deja. USR-ul era parte a opoziției, anti-PSD total, un partid de dreapta, liberal, și atunci își creează
această uneltă cu care speră să se legitimeze mai mult în fața publicului. Aur este adică unealta PSD? Într-un fel da, într-un fel da. Am văzut de foarte multe ori cum li s-a oferit tribună. Am văzut cum parte importantă a PSD, vezi televiziunea lui Sebastian Ghiță, România TV, dar și altele care cântă în strună PSD-ului de mult timp, oferă tribună, un spațiu foarte larg, Partidului Aur. De ce? Pentru a se crea această sperietoare pentru electorat și din asta să rezulte voturi în favoarea PSD. Să pară, în comparație cu Aur, PSD-ul un partid mai frecventabil. Uitați-vă și la alt lucru. În perioada alegerilor, PSD-ul abordează niște teme într-un mod extrem. Tot teme naționaliste, dar seamănă foarte mult și limbajul și subiectele pe care le abordează în perioada preelectorală sau electorală cu cele ale Aur. Deci există similitudini. Și am văzut din Parlament o colaborare fructuoasă între Aur și PSD, care face, v-am zis, subtil jocul PSD-ului și le convine și ambelor partide. Și în aceste condiții PNL-ul este păcălit de PSD? PNL-ul nu vede că a putea face cu dumneavoastră alianță? PNL-ul care? Că nu știu ce a mai rămas din PNL. De PNL s-a ales praful și pulberea? Sau sunt la guvernare? S-au topit în Marea Roșie, să zic așa. S-au topit în Marea Roșie, s-au topit în pesedism, aplaudă la scenă deschisă, așa, cu accese comunistoide, miniștrii odioși ai PSD-ului care fac numai rău românilor și nu mai există absolut nimic de dreapta în doctrina liberală. Faceți un apel către liberali să vină la USR. Nu trebuie să facem noi apel. Cei care simt că într-adevăr sunt liberali, nu de carton, că unii văd că se îndreaptă spre partide extremiste de la liberali. Ceea ce e foarte interesant. Cușa? Am zis unii. Cred că sunt mai mulți, nu doar domnul Cupșa. Domnul Cupșa poate fi un exemplu, dar mai mulți. Deci liberalii adevărați, care nu sunt doar peneliști, sunt liberali și pentru care modernizarea României înseamnă liberalism, vor ști ce să facă la momentul potrivit. Sunt convins că nu se simt confortabil în această rămășiță a Partidului Național Liberal, care nu mai este un partid liberal. S-a distrus din punct de vedere al imaginii și al doctrinei. Nu mai merg pe drumul pe care l-au promis și pe care l-au avut cândva. Da. Și atunci USR vom vedea ce rămâne. USR cum merge? Care este pulsul? Ce spun sondajele? Sunteți confortabil? Având în vedere că urmează niște alegeri? Departe de a fi confortabil, însă nu este o situație așa cum arată unele sondaje, că avem sub 10% pe măsură ce va trece timpul și electoratul nostru se mobilizează. Căutăm soluții pentru 2024, pentru a ajunge la guvernare, pentru a câștiga cât mai multe primării din țară și pentru a avea un rezultat foarte bun. Lucrul ăsta nu este imposibil și preocuparea noastră în această perioadă aceasta este. Pentru că trebuie să vezi cu cine poți lucra. De unii singuri nu putem face și nici celelalte partide, oricât de mari sunt sau se cred că sunt celelalte partide, tot au nevoie de colaborări, de alianțe, aveți de discuții cu alte partide. Dar ce a apărut un mesaj care vă este de atribuit dumneavoastră, având în vedere colaborarea cu PMP și cu Partidul Forța Dreptei, a apărut în spațiu public un mesaj cum că da, cu Bogdan Bola este ok să colaborați, nu cu Claudiu Palas de la PMP. Ce apare în spațiu public
fără voia mea, prin încălcarea intimității, să spun așa, unor reguli elementare de bun simț. Deci recunoașteți că este mesajul dumneavoastră? N-aș comenta. Eu vă spun un lucru. Eu nici în discuții private nu mint și nu spun chestiuni de care să-mi fie rușine. Deci aia credeți că este o problemă cu Palaz? Nu spun că e. Eu spun că la Constanța există un specific. Partidele se văd la nivel național într-un fel, la nivel local se văd în alt fel. Alianțele, anumite alianțe, dacă pot fi privite de alegători cu ochi buni la nivel național sau în anumite județe sau localități, în alte localități au un alt specific. De asta eu trebuie să fiu foarte atent la ce mișcări facem, pentru că până la urmă scopul este să nu ne dezamăgim alegătorii noștri, cei care ne-au acordat încrederea. Despre asta este vorba. Și într-o colaborare cu Bogdan Bola, cum vedeți dumneavoastră candidați la primărie sau el și unul dintre dumneavoastră sau el la Consiliul Județean? V-ați gândit la Consiliul Județean să candidați? Nu voi candida la Consiliul Județean. Dacă voi candida, voi candida la primărie, nu la Consiliul Județean. Lucrurile astea nu sunt clarificate acum. Bineînțeles că am un plan și am niște obiective, dar nu sunt de transmis publicului deocamdată acest obiective. E prea devreme. Este mult prea devreme și nu are niciun sens. Există discuții cu doamna Felicia Ovanesian? Nu. Ți-ai reluat? Nu există absolut nicio discuție cu doamna Felicia Ovanesian și mai știți mult ca sigur speculează? Că nici nu vor exista. Nu văd. Au existat niște încercări înainte de alegerile din 2020 de apropiere. Am avut niște discuții, am avut la momentul acela niște încercări de a discuta și cu domnul Chițac. Am încercat să-l convingem, să facem o înțelegere astfel încât să renunțe la candidatură, să ne sprijine și să găsim o formulă de a merge împreună. Într-o formulă câștigătoare pentru Constanța. Nu a fost de acord. Dar a câștigat primăria. A câștigat primăria, dar nu va mai câștiga. Credeți? I-a mers odată. Da, nu cred că va mai câștiga. Deocamdată nu știm ce contracandidații are sau dacă vor fi foarte mulți și se va fărâmița din nou votul. USR-ul cu siguranță va avea un contracandidat puternic pentru primăria Constanța cu șanse importante de a câștiga primăria Constanța. USR că domnul Chițac, nu știu, probabil va dori să candideze în continuare, dar va avea multe bătăi de furcă și eu sunt convins că nu va câștiga un al doilea mandat. Ar fi culme, adică după toată bătaia asta de joc îndurată de constanțeni, ani de zile, cu șantiere, care au fost gestionate extrem, extrem de prost, pornite toate în același timp, fără să fie tapizate, fără să fie supravegheate ca lumea, după tot praful înghițit și toate condițiile astea mizerabile în oraș, aș atinge și punctul salubrizării, eu nu-s mulțumit deloc de salubrizarea din Constanța. După toți anii aceștia, Constanța să-l voteze din nou pe Chițac, e ca și cum și-ar semna o condamnare. Noi suntem blestemați în Constanța, vrem neapărat să fim codașii țării, vrem să fim ultimul oraș din țara asta, din toate punctele de vedere. Vă reamintesc faptul că în Constanța, an la rând, a fost votat Radu Mazăre. Despre ce vorbim? De ce n-ar fi votat Virgil Chițac, care de bine de rău termină acum niște proiecte, niște lucrări? Niște proiecte făcute prost de Decebal Făgădău și executate și mai prost de Virgil Chițac. Da, moștenite, că n-a făcut proiecte proprii, adică nu știu să măcar unul. Ați USR a avut viceprimar. În momentul de față, ce se întâmplă? Că înțeleg că nu acceptați situația. În momentul de față suntem în opoziție și facem opoziție. De altfel, și când nu am fost în opoziție și am avut viceprimar, să spun, colegii mei întotdeauna au avut poziționări clare pe subiectele unde
consideram că trebuie să avem o altă poziție decât primarul sau decât PNL-ul, chiar dacă lucrul ăsta a supărat, pentru că... Păi erați acolo într-o alianță, într-o colaborare. Am încercat să armonizăm pe anumite subiecte, dar unde nu s-a putut, nu am tăcut și ne-am expus punctul de vedere. Exact la chestia asta voiam să ajung, la acele subiecte asupra cărora v-ați expus punctul de vedere. Pentru că le știți, știu că nu sunteți în Consiliu și ne apropiem de final, care sunt subiectele alea? Că poate unii oameni nu au înțeles. A fost prea multă gălăgie și nu s-a înțeles de ce. Doar două care îmi vin așa la întâmplare. Au fost niște puzuri. Da. Au fost niște puzuri votate aiurea și domnul Chițac le-a votat cu PSD-ul. Nu eram de acord cu dezvoltarea asta haotică, cu construcții băgate unele între altele și așa mai departe. Colegii mei au votat în consecință pentru protejarea spațiilor verzi, pentru a pune cumva ordine în urbanismul ăsta haotic din Constanța. Știm clar că asta își doresc constanțenii. Toată lumea știe. Și cei din PSD știu, dar cei din PSD, cei din PNL, Chițac, pun altceva pe primul plan. Pun înțelegerile personale. Să discutăm cu domnul Dumitrache, acelea din birou de la domnul... De la domnul primar Virgil Chițac, despre care ne povestea liderul PSD Ion Dumitrache, acele înțelegeri în cadrul cărora discută dumnealor despre proiecte imobiliare particulare. Domnul Virgil Chițac vorbește cu domnul Dumitrache despre proiecte imobiliare. Domnul Dumitrache a povestit treaba asta și cu siguranță știți. De asemenea, au votat împotrivă și ăsta a fost un element de turbulențe importante între noi. Au votat împotriva proiectului de vânzare a plajei de la municipiu către domnul Dumitrache. Din nou domnul. Păi da, da, adică în momentul în care vinzi o bucată de plajă, tu, primarul Constanței, care ai promis că vei face altceva decât făcea Radu Mazăre, apropo de ce ziceați mai devreme, către liderul PSD și îmi propui, mă atragi în chestia asta și ai pretenția să votez, n-am cum să votez, îmi pare rău. Ești, ne-a dat afară, ne-a dat la o parte, l-au demis pe viceprimarul nostru, e alegerea lor. Dacă pentru ei a fost mai important decât votul Constanțelor, a fost mai important o înțelegere cu domnul Dumitrache, cu PSD-ul, să servească niște interese, asta este. Aici am pus punct și am mers separat. În așteptarea deciziei dumneavoastră și a anunțului referitor la candidatură, dacă veți candida, o ultimă întrebare. Câte sesizări, plângeri, nu știu, la instanță, la organele abilitate să cerceteze sau habar n-am cum ați procedat în legătură cu proiectele votate în Consiliul Local ați făcut? Sau la prefect? Am făcut destule, nu am o listă completă acum cu care aceste proiecte, dar o plângere penală am formulat-o eu pentru că am promis dinainte că o voi face dacă se va întâmpla lucrul ăsta legată de vânzarea plajei. Da, acolo consider că s-a încălcat flagrant legea penală, s-au încălcat flagrant dispozițiile Constituției ale Codului Administrativ Civil și ale mai multor legi. Și cineva trebuie să ia toate actele, toată documentația, un procuror respectiv, și să cerceteze lucrul ăsta. Ați fost să dați declarații sau e doar depus acum? Nu m-a chemat încă, aștept să mă cheme, chiar mi-aș dori să se întâmple ceva în acel dosar. Adică ideea e că dacă încep să se miște lucrurile după un an, doi ani, cinci ani, când deja... E cine știe ce coțomedie acolo. Nu e vorba de alegeri, e vorba că se apucă să construiască ceva acolo și aia e. După aia mai greu să demolezi. Dacă ați văzut dumneavoastră speța din București cu Catedral Plața și acea clădire cu privire la care instanța dispusese demolarea și nici acum după ani de zile nu s-a demolat, veți înțelege despre ce vorbesc. Deci e mai greu odată ce s-a făcut o lucrare, da, chiar și hotărâi judecătorească să o pui jos. Eu vreau să preîntâmpină lucrul ăsta și vreau să readucem ordinea în Constanța. Nu
se putea vinde bucata aia de teren și nu se poate vinde, punct, potrivit legilor din țara asta. În regulă. Aceasta este, mai aveți un alt exemplu? Dacă da, mai am făcut multe sesizări la Garda de Mediu, mai avem niște procese pe rol legate de unele puzuri pornite mai de mult. Sunt mai multe acțiuni de genul acesta. Aceasta este însă așa, are o greutate având în vedere, din punctul meu de vedere, că este făcută la un procuror. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Pe scurt, că de obicei vorbeam mai mult, dar ne revedem în curând. Vă mulțumesc frumos! Sănătate multă! Doamnelor și domnilor, la revedere!